Aș vrea să citesc uh, un psalm în deschidere uh, acestei seri de închinare. Uh, astăzi am ieșit cu ceva, frații, să bem o cafea împreună uh, și am stat la o masă cu numărul 15. Și eu cred că nimic nu este la întâmplare. De aceea vreau să citim împreună psalmul 15. Dacă nu este prea greu pentru dumneavoastră, vă rog frumos să vă, să vă alțați pe picioare, să vă ridicați pe picioare. Începe cu întrebarea, Doamne, cine va locui în, col, în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Cel ce umblă în nepricănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău lui său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel breni de disprețuit și cinstește pe cel ce se teme de Domnul. Nu își ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se va clătina niciodată. Amin. Puteți sta jos? Este o întrebare pe care salmist o pune și cred că prin călăuzirea Duhului Sfânt primește un răspuns destul de eficient, destul de clar. Și aici vedem trei verbe pe care le folosește și cred că sunt baza unui urmaș al lui Hristos pe care noi Trebuie să ni le însușim și să trăim astfel încât Dumnezeu să-și găsească plăcere în viața noastră. Zice, umblă. La un moment dat, Apostolul Pavel spune, alerg. În Vechiul Testament se spune despre Enoch că umbla cu Dumnezeu. Apoi vedem că vremea se accelerează. Pavel nu mai zice umblu, ci alerg pentru Dumnezeu. Deci să umblăm, să alergăm spre Dumnezeu pe calea neprihănirii. Apoi să fim oameni care să facem, să fim oameni de acțiune și să nu uităm că trebuie să facem voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Este interesant că în momentul în care trăim cu Dumnezeu în prezența Lui, voia lui Dumnezeu devine plăcută, devine o desfătare pentru fiecare dintre noi. Domnul Dumnezeu să ne ajute să descoperim acest lucru într-o viață trăită și apoi zice: spune adevărul din inimă. Noi suntem toți chemați să fim mărturisitorii Evangheliei, a modului minunat în care Dumnezeu a lucrat în viețile noastre. Nu toți vom fi evangeliști, cu siguranță, dar mărturisitori este obligatoriu să fim fiecare. Este un trebuie pe care trebuie să-l avem în viața noastră. De aceea rugăm frații să ne conducă în închinare și să ne deschidem inimile și totodată mintea, urechile, astfel încât să simțim șoapta Duhului Sfânt, care încă mai trebuie să lucreze, să modeleze, să ducă la bun sfârșit lucrarea care a început-o în fiecare dintre noi. Amen.